Săptămâna trecută, colegii de la TV8 au prezentat o investigație în cadrul căreia relatează despre felul în care au fost finanțate partidele politice în ultima campanie electorală. Locală. Iar ilegalitățile pe care le-au identificat trezesc foarte multe semne de întrebare, unele dintre ele fiind de dreptul penale. Partidele care au fost vizate sunt șansă Renaștere și Man, ultimul condus de primarul capitalei, Ivan Ceban. Și dacă în cazul primelor două, dirijate deschis de la distanță de penalul Fugari Lanșor și Moscova, nu ne mai poate mira nimic, lucrurile fiind absolut evidente și ținând de competența doar a unei justiții libere și corecte, atunci, în privința MAN, partid nou ce se declară pro-european, apar foarte multe semne de întrebare. Așadar, Potrivit investigației, marea majoritate din cele aproape 3 milioane de lei, suma acumulată de către mani din donații în alegeri, provin de la angajații subdiviziunilor primăriei. Adică oameni care, în marea lor parte, au și așa salarii destul de mici, dar care, iată, figurând drept donatori în cadrul unor campanii electorale. Și mai interesant însă e că unii dintre așa zișii donatori, identificați de reporteri, susțin că nu au donat niciodată Bani pentru man și ce ban și nu au idee cum au ajuns în listele de la CEC. Este cazul a angajaților unor instituții de învățământ din capitală sau a unor companii private ce au prestat servicii pentru primărie. N-am donat eu niciun ban, nimic. Cum să doniez? Suntiți în listă că donat bani. Familia mea? Dar nu, nu a fost așa lucru. N-ați donat bani? Nici un, un, nici un leu. El nici de nu era în Moldova în perioada ce. Ea. El era plecat în concediu foarte ofșor în America. Este, din păcate, o practică veche, regăsită la partidele moldovenești. De-a lungul timpului, în cadrul mai multor campanii electorale, s-au identificat cazuri în care printre donatorii unor partide figurau persoane care nu au cotizat cu bani, dar care erau trecuți în liste doar pentru a justifica cheltuieli făcute din bani murdari, a căror proveniență este mai greu de explicat. Ivan Ceban a reacționat abia mai târziu la această investigație, în stilul lui caracteristic, isteric și lansând acuzații grave asupra presei. Și mai trist e că a făcut-o în cadrul unei ședințe a primăriei desfășurate online, departe de jurnaliștii care ar fi putut să-i adreseze întrebări. Ce bani a numit pe jurnaliști killer politici, denunțându-o așa zisă campanie împotriva sa. De altfel nu este prima dată când Ceban operează cu astfel de practici, încercând să intimideze și amenințe jurnaliștii, doar pentru că aceștia își fac treaba și îl vizează și pe el în activitatea lor. Ceban se plânge pe jurnaliști cu scrisori denigratoare pe la ambasade și instituții sau chiar cu plângeri în judecată, însă refuză cu încăpățânare să se prezinte în emisiuni sau dezbateri electorale. Doar eu, spre exemplu, l-am invitat de mai bine de 10 ori în ultimele luni pe Ceban la talk show-ul pe care îl moderez pentru a discuta față în față și a dezbate în legătură cu toate semnele de întrebare care apar în jurul activității sale. De fiecare dată refuz. În schimb, primesc multă intimidare prin intermediul pleiadei de juriști pe care acesta și-a angajat. Însă, domnule Ceban, dacă așa credeți că puteți să ne speriați, să ne intimidați, să ne opriți din a ne face treaba, vă înșelați amarnic. Nu aveți nici măcar cea mai mică șansă, cel puțin în ceea ce mă privește. Nu așa se comportă pro-europenii veritabili cei care adoptă valorile democrației și civilizației, sincer. Un politician onest, sincer, pro-european nu se va ascunde niciodată de presă în spatele ecranului calculatorului sau a juriștilor. Și nu va intimida presa doar pentru că aceasta își face treaba. Dar acest tip de comportament reprezintă încă un exemplu despre cât de departe sunt valorile europene de dumneavoastră.